Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Mai departe continuă și spune închinarea la idol, vrăjitoria, certurile, zavistiile. Aș vrea să cred că Apostolul Pavel le-a pus aici nu așa să umple sacul. El le-a spus într-o ordine bine determinată. În măsura gravității lor spuse unele după altele. Și printre cele mai grave amintește patru. Și spune așa, curvia, care poate apărea, să știe peste tot, în viața tinerilor necăsătoriți, să apară curvia, să ajungă să trăiască cu o fată sau o fată cu un băiat, asta înseamnă curvie. Bineînțeles că ea are rădăcini mai lungi decât aici, până să ajunge la fapt. Pentru că Biblia spune, cine se uită la o femeie, pentru motivul ca să o poftească în inima lui, nu? Solomon, de partea lui, spune să nu apuci pe drumul care duce la poarta femeii străine. Adică Solomon, din experiența lui, a zis, dacă ai apucat pe drumul care duce la poarta ei, când ai ajuns la poartă, ești victimă deja. Adică să n-ajungi până acolo, deci să te oprești la timp, să nu mergi pe calea asta, să nu iei pe drumul ăsta, spune Solomon. Și Dumnezeu să ajute pe toți tinerii care sunt aici. Amin. Amin. Să nu meargă pe calea care duce la poarta femeii străine. Amin. Și să meargă pe calea lui Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu, să se lipească de Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu să ridice din tinerii ăștia proroci adevărați, amin, evangheliști adevărați, oamenii lui Dumnezeu adevărați, dezbrăcați de sine, smeriți, amin, care să caute slava lui Dumnezeu în tot ceea ce fac. Aleluia. Și Dumnezeu să ne ajute. Aleluia. Prea curvia, păcatul care intervine în viața celor care sunt căsătoriți, un bărbat sau o femeie să trăiască cu un altul în timp ce el este căsătorit, bineînțeles și prea curvia are iar rădăcinile ei, că deja auzi pe câte unul și am întâlnit situații și am întâlnit de una și de alta, auzi pe câte unul, zice, frate, sunt căsătorit, am nevastă, păi frumoasă, e la locul ei, dar mintea tot îmi stă alta, mă ispitește. Ei bai cu tine. Ei bai cu tine, omule. Ei bai cu tine. Zice mai departe, necurăția care poate fi prezentă în viața de familie, oamenii care trăiesc în necurăție în privința programării familiilor, ei își programează, ei știu totul, ei fac totul, nu, domnul, nu, așa, deci prezent pe linia asta, și care poate fi prezentă în viața băieților și fetelor înainte de a se căsători. Sunt băieți care trăiesc în păcatul acesta poate de multă vreme. Sunt oameni care prorocesc și trăiesc în păcatul acesta, sunt oameni care predică, sunt fete care poate prorocesc și practică urăciuni de tot felul și de toate felurile. Ce-i mai trist este că urăciunile astea, onania, și apoi prezentă și în viața femeilor, se întâlnește în viața de familie. Femei cu bărbatul lângă ea, practică urăciuni pe care cananiții le practicau când i-a scos Dumnezeu din țară. Și Dumnezeu a zis lui Israel să nu practici ceea ce au practicat oamenii ăștia, că te scos și pe tine afară din țară, cum i-am scos pe ei, că pentru asta i-am scos. Femeie care cu bărbatul lângă ea și practică urăciuni. Bărbat care cu soția lângă el și practică urăciuni. Urăciuni. Am întrebat pe cineva odată, mai omule, ți-i nevasta bolnavă? Și nu, frate. Am zis, cum ai să stai în ziua judecății lângă un om care a avut soția bolnavă, care poate i-a stat în pat și care nu a putut să-i stea la dispoziție? Și care omul ăla și-a dus lupta și și-a păstrat curăția. Și tu cu soția lângă tine, de câte ori ai nevoie să stai la dispoziție și te înșeală diavolul și practici urăciuni și prostii și nebunii? Cum ai să stai în ziua judecății să răspunzi în fața acestor oameni? Dar mai departe, ultimul termen, care astea toate surori, desfrânarea.
desfrânarea. Desfrânarea poate fi prezentă în viața tinerilor. Din lipsă de înfrânare se ajunge la curvie și se ajunge la onanie. Din lipsă de înfrânare. Din lipsă de înfrânare, fetele ajung unde ajung, să îmbracă cum să îmbracă, să nu spui că o conduce Duhul Sfânt pe aia care vine descolită în biserică. Acolo e categoric un duh de curvie. Amin. Amin. Și învățătura care vine chiar din timpul bătrânilor care au zis: frate, dacă nu te poți înfrâna, căsătorește-te. Ce se întâmplă să ai pe scaunul de mire și de mireasă doi desfrânați care le scapără ochii de curvie și de nenorociri și care abia așteaptă să se însoare, să scape la... E biblica? Ce faci cu versetul și spui tânărule că ești botezat cu Duhul Sfânt? Care zice: cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. E scris? Amin. Pavel de partea lui spunea: am murit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața care o trăiesc, o trăiesc pentru pofte, pentru nebunii și pentru plăceri. Biblia spune foarte clar: o trăiesc pentru Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pentru mine, lăudat să fie numele Domnului. Consecințele păcatului curviei și a onaniei îs din cauza desfrânării. Ce s-ar întâmpla cu o mașină? Să-i scoți toate dispozitivele de frână și să o iei pe panta cea mai mare și să-i spui: ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Așa e cu pocăitul care nu are frână. Așa e cu pocăitul care nu a răstignit trupul păcatului. Așa e cu pocăitul care să minte și să înșeală în inima lui. Dacă vreți, păcatul desfrânării este prezent la toate categoriile de vârstă. Și auzi la mărturisiri, ți se ridică părul în cap, nu spune mărturisirile. Dar ce aud, nu-mi vine să cred că ăsta e poporul lui Dumnezeu. Nu-mi vine să cred. Copiii care din frage de copilărie se ispitiți de diavolul, care au pe telefoane, vorbesc cu fete de la 13, de la 14 ani, să nu-mi spui tu mie că Duhul Sfânt te conduce. I-am spus și la băiatul meu, i-am spus: nu te încurca și nu intra pe drumul ăsta de la 13, de la 14 ani, ai să te căsătorești la 20 și ceva, ce șansă ai să rămâi în picioare atâția ani de zile, să te bagi pe terenul ăsta așa de periculos? Ce șansă ai? Și să aud astăzi toți copiii care sunt aici, care sunt de 12 ani, de 13 ani, caută din frații de copilărie și curăță-ți mintea și inima. Caută-L pe Dumnezeu, că pentru asta nici la bătrânețe nu-ți va fi rușine. Caută-L pe Dumnezeu și asta te va ridica. Vei rămâne ca un steag în bătaia vânturilor de-a lungul anilor. O tinerețe curată este garanția unei vieți curate. O tinerețe trăită cu Dumnezeu e garanția unui om care va rămâne în picioare în bătaia furtunilor. Lăudați să fie numele Domnului. Fete care de la 10 ani nu știu să zică Tatăl nostru măcar, dar au 4-5 băieți pe telefon și pe unul butonează și pe unul îl sună de la 5 dimineața, de la 4, de, când merge, știe, când merge unul la servici, când vine altul. Câtă nebunie! Nu mai vorbim de oamenii care adapă desfrânarea de pe site-urile de internet, pe telefoanele mobile. Am întâlnit tânăr la 17 ani care înainte de a intra în groapă și-o dat drumul și-o mărturisit și-o zis: am telefon. Pune o întrebare: cine i-a plătit factura la telefon la copilul ăla? Părinții. Și-o zis: frate, este adevărat, umblu pe internet, am telefon performant, umblu pe internet și umblu la murdării și nu mă mai pot opri. Acum s-a oprit, dar durerea părinților e adâncă cât marea.
un tânăr cât un brat, taică s-a lucrat din răsputeri să întrețină o familie mare și acum îl lua la lucru și să îndelebicea cu lucru și era așa, îi mergea mâna și zicea, o să mă ajute că nu mai pot. Și într-o zi l-a băgat în sicriu la 17 ani și a intrat în mormânt. Nu spun asta să zdrobesc pe cineva. O spun că e o realitate. Dumnezeule, ocupă-te de noi! Ocupă-te de părinți, ocupă-te de copii, de tineri, de bătrâni! Că vine Sodoma peste noi, vine nenorocirea peste noi! Prezentă în viața tinerilor desfrânarea. Dacă pui doi tineri din ăștia desfrânați pe scaunul de căsătorie, care abia așteaptă să vină seara, gândește-te, tânăr drag care ești aici și fată care ai să auzi prin casetă. De se întâmplă o nenorocire, nu știi ce-i pregătit de Dumnezeu, de ajunge bărbatul să stea în căruți. În 2 săptămâni l-ai lăsat și ai plecat cu altul, că tu nu te poți înfrâna. Motivul căsătoriei tale a fost desfrânarea. Tânărule care ești aici, de-ți ajunge soția să stea în pat de suferință, nu știi ce-i hotărât de Dumnezeu în viață. În 2 săptămâni ai lăsat-o și ai plecat cu alta, că motivul căsătoriei tale a fost desfrânarea. Tu nu te-ai căsătorit să se împlinească planul lui Dumnezeu. Tu nu te-ai căsătorit ca să ai o ascultare de Dumnezeu și să te încadrezi în planul lui, ci tu te-ai căsătorit că nu te-ai mai putut înfrâna. Și s-o da, frate, învățătura, nu te poți înfrâna. Este adevărat că în Biblie există un verset, zice, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească. Dar asta vorbește la gradul de normalitate. Adică nu putem la infinit, să spunem așa. Pavel a zis, fiecare să rămână ca mine. Dar a zis, nu toți pot primi asta. Pavel a înțeles asta, nu? Dar a zis, fii desfrânat cât se poate. De asta s-a ajuns și am auzit printre frații bătrâni. Când nevasta i-a fost la maternitate, s-a dus, s-a trăit cu animalele. Oameni care au avut îndrăzneala să ia Biblia și să vorbească în numele Domnului. Așa-i să se ridică pielea când auzi desfrânarea. Tânăr desfrânat, căsătorit desfrânat. În așa zisele familii creștine să auzi că se ajunge la împreunare și în timpul sorocului și frate cu calea îngustă. Se poate așa ceva? Oameni căsătoriți care într-un an au 2 copii, la 9 luni, la 10 luni apare altul. După lege, spune Biblia, în Vechiul Testament, în cazul când era fată, cea născută, spune Biblia, femeia trebuia să fie necurată ca pe timpul sorocului. 80 de zile, asta înseamnă aproape 3 luni de zile. Fă socoata, 9 luni și cu 3 luni. Ar fi? Nu? Și unii chiar să laudă cu asta. Frate, Domnul ne-a binecuvântat și avem 2 copii într-un an. Să-ți fie rușine. Să-ți fie rușine. Numai soția aia știe ce bărbat are. Și spui că o iubești și când e cu cancer la Cluj, atunci postești 30 de zile, 40 de zile și le arăți la frați cât de viteaz ești. Dacă n-ai avut-o în viață, n-ai iubit-o cu adevărat. Ai fost un desfrânat. Să nu mă înțeleagă cineva greșit. Eu nu spun astăzi aici, altceva decât ceea ce auziți. Deci sunt cazuri de oameni care cum i-a sosit nevasta la maternitate, e aproape de ăla care o trăi cu animalele, dar i-a sosit nevasta de la maternitate și în prima săptămână, că nu se poate înfrâna. Spun ăștia filozofii că ei se înfrânează, păzesc perioada fertilă a femeii și se înfrânează. Aia e drăcovenie, nu-i înfrânare. Dar pentru un om
Pentru un om al lui Dumnezeu n-ar trebui să existe capitolul ăsta în viața lui, înfrânarea? Desfrânat ai fost tânăr când te-ai căsătorit, desfrânat ai fost în viața de familie. Și te miri ceea ce te uimește. S-a auzit bărbat la 70 de ani la mărturisire bătrân că îl chinui un duc de curvie. Și ne mirăm de ce bătrânii tac în adunări. De ce e atâta stricăciune? De ce e atâta, de ce e atâta îmbălmășeală? Pentru că pe omul ăla îl chinuie altceva. El nu e un om care a fost un om al lui Dumnezeu. El, viața lui a fost o viață ascunsă, sub un umbrar. El a fost un desfrânat. Un om care în mintea lui s-a învârtit tot felul de bazaconi și de nebunii toată viața lui. Și când i-a plecat nevasta la 70 de ani, el încă nu se poate înfrâna. Rușine pentru biserica penticostală s-a auzit bărbat la 70 de ani că umblă să se mai însoară dată. Ce mărturie ești tu pentru tineri, pentru cei din adunare, pentru cei care te ascultă? Dumnezeu să facă lumină în viața noastră. Curvia, prea curvia, necurăția, necurăția, astea toate sunt surori. Astea toate sunt surori. Dumnezeu să ne ajute. Scrie un verset, mi se pare, dacă nu greșesc, în Cartea Proverbilor, despre unii oameni care vor muri din lipsă de înfrânare. Așa te doare câte un bărbat care a predicat Evanghelia o viață întreagă și să-l auzi la 65 de ani, la 70 de ani, că a căzut în păcat de curvie. Așa e de dureros. Așa e de greu. Dumnezeule, fă ceva pentru noi. Ocupă-te de noi. Muncim prea mult, ne rugăm prea puțin. Stăm în fața ta prea puțin. Lucrurile vin și duhurile ca avalanșa. Și sunt atâția oameni mascați printre noi, care trăiesc în tot felul de stări și nebunii, și care se ridică la cină, care predică, care prorocesc, dacă vreți, care spun că-s trimis de Dumnezeu și practic așa lucruri grozave. Dumnezeule, ajută-ne! Amin. Dacă citim în Galateni în continuare, una din particularitățile roadei Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor. Nu? La ce dacă te duci la piață și n-ai bani și vezi acolo piersici pe tarabă și nu te poți înfrâna? Întinzi mâna, ai luat, ai mâncat, nu? Și aici îți trebuie înfrânare, nu? Dacă vezi o mașină pe stradă și ești chinuit de Duhul ăsta, ai vezi câte unii sunt în stare să învârtă capul 360 de grade când vede o mașină nu știu de care. Le spun la câte unii, mie nu mi-ar trebui mașina asta. Cum să nu trebuie? Dar uite, nu. Asta e pereche cu aia care ne sfătuiesc, nu știu cum, să mănânci, să fii sănătos, spunea un frate mi-a plăcut. O să trăiești multe zile pe pământ. Mie nu-mi trebuie să trăiesc multe zile pe pământ. Lumea asta e prea periculoasă ca să pot, să-mi doresc să trăiesc multe zile pe pământ. Nu? Așa o zis Pavel într-o zi, era bătrân, dar o zis, îmi doresc să mă mut acasă. Amin. Oamenii care au plecat sunt în siguranță. Soțiile care au plecat, e dureros, e greu. Dar dacă-s la Domnul, pentru ei bine. Amin. Pentru noi e mai periculos, pentru noi e riscant, pentru noi e greu. Dumnezeu să se ocupe de starea noastră. Amin. Doamne, fă ceva pentru noi. Fă ceva pentru noi. Nu-ți întoarce fața de la noi. Avem nevoie să ridici în mijlocul poporului tineri curați. Amin. Din care să faci proroci adevărați. Amin. Din care să faci apostoli, din care Amin. Să faci evangheliști, din care să faci oameni care să rămână în bătălia și în focul din vremea sfârșitului, oameni care poate vor fi dați la fiare, oameni care vor înfunda pușcăriile pentru adevărul spus în numele Domnului, oameni care vor trebui să plătească greu, scump această mântuire. Doamne, fă ceva pentru noi. Amin. Ocupă-te de fiecare din noi și dă-ne puterea să ne întoarcem din toată inima, să te căutăm, Amin. Să stăm în fața ta.
călăuzește, ne învață, ne luminează-ne. Amin. Și dă-ne putere ca să te slujim cu curăție de inimă. Îndură-te de poporul ăsta adunat aici, de copii, amin, de tineri, amin, de bătrâni, de părinți, amin, de mamele care sunt rămase acasă și care nu mai pot rezista în luptă. Îndură-te de fetele din vale. Amin. Amin. Și ridică în vremea aceasta o cară de peste poporul tău. Amin. Și scoateți o rămășiță de urmași. Oameni care să aibă privirea îndreptată spre tine până la capăt. Oameni care să te poată sluji până la sfârșit. Închei și mai citesc un singur verset. Așa, ce să spun, nu știu ce va ieși din toată treaba asta. Până la urmă, mă gândesc că am vorbit deslușit cât am putut, cât mi-a dat Dumnezeu, am vorbit cât se poate de deslușit. Nu știu să vorbesc mai deslușit decât atât. Și fiecare Dumnezeu să ne dea lumină și putere să înțelegem. Amin. 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 Auziți ce zice Pavel în Tesalonice. Capitolul 4, versetul 2 spune așa. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Iisus? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și în cinste. Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Este foarte mare rușine să se spună în poporul lui Dumnezeu că au stat să vizioneze un film cu spurcăciuni ca să poată avea poftă nu știu de care și nu știu de care. Și mai spun un lucru pe care mi-a scăpat până aici să-l spun. S-a ajuns în așa zisele familii creștine să se practice perversiunile sexuale. Sunt oameni mari care propagă urăciunea asta, învățătura asta, de la nivel înalt chiar. Și oameni care se lasă amăgiți de duhurile acestea și merg până unde merg. Vreau, pentru situația aceasta, să mai spun un verset din Scriptură, care voi îl știți foarte bine. Deschidem Evanghelia în Romani. Auziți, frații, deja știu. Deci înseamnă că nu înseamnă că nu știm. Știm? Domnul să ne ajute să trăim. Amin. Și zice așa, în capitolul 2, capitolul 1, nu 2, versetul 22 spune așa, auziți că nu oricine ajunge aici. S-au fălit că sunt înțelepți, și-au înnebunit și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, dobitoace cu patru picioare și coroare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimii lor, așa că își necinstesc singur trupurile, că au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat păturii în locul păcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Fraților, astea-s patim scârboase, asta nu-i viață de familie. Și dacă ai ajuns aici, Dumnezeu te-a lăsat în voia minții. A unor patim scârboase, căci femeile lor au schimbat îndrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Dacă ai ajuns mai rău ca animalele, uită-te la animale și învață de la ele, că ele n-au schimbat îndrebuințarea ființă. Nu? N-au schimbat îndrebuințarea ființă. Dacă ai ajuns mai jos ca un animal, învață de la animal. Femeia nu-i pentru orice îndrebuințare, pentru toate nebunile care trec ție în cap. Și Biblia spune, femeia are o îndrebuințare firească, adică făcută de Dumnezeu prin creație. Și zice mai departe, tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au împrins în poftele lor unii pentru alții și au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase, au primit în ei înșiși plata cuvenită rătăcirii lor. Dumnezeule, uită-te astăzi aici, tu care cunoști toate inimile și trezește la realitate fiecare casă, fiecare familie. Amin.
Oprește pe cei ce sunt porniți pe drumul acesta spre pierzare pentru practicarea lucrurilor scârboase. Oprește. Trezește la realitate pe cei care au apucat pe drumul ăsta. Oprește. Îndură-te de tine, de copii, de bătrânii care nu se pot înfrâna la o vârstă foarte înaintată. Ocupă-te de poporul tău, de noi toți. Ocupă-te, Doamne, și de mine. Și dăm putere să pot rezista în luptă până la capăt. Dă putere la fiecare frate și soră, la fiecare tânăr, la fiecare fată, la fiecare copil care se va ridica în poporul tău. Dă putere ca să putem lupta lupta cea bună a credinței, ca să ne ducem sfințirea până la capăt și să putem sta înaintea lui Dumnezeu cum se cuvine.